timp de 3 zile cât durează zilele Severinului, inspectorii de la Sanepid îi iau la bani mărunți pe comercianții care vând produse alimentare. Sunt verificate cu strictețe condițiile de igienă în care alimentele sunt vândute consumatorilor. Să poartă echipamentul de protecție, bineînțeles, înainte de a prepara diferite produse alimentare, să se spele cu apă și să pună obligatoriu de să facă o dezinfecție cât mai bună. În al doilea rând, aprovizionarea permanentă cu apă potabilă, evident, care trebuie și pentru igienă, dar și pentru prepararea alimentelor. Apoi, protecția alimentelor împotriva vectorilor care pot să transmită, deci, diferite boli. Medicii de la Direcția de Sănătate Publică Mehedinți au trecut pe la fiecare comerciant de produse alimentare care și-a instalat tarabele la pădurea Crihala. Sunteți frumoase, curate, mâinile, le avem curate. Dorim să vedem și noi așa condițiile dumneavoastră în care vă desfășurați activitatea. Da, da, da. Așa, dacă avem apă. Avem apă, sigur că avem apă. Toate produsele sunt înfoliate, etichetate. Vă arătăm și certificatele. Să înțeleg că numai ce așezați produsele acum nu sunt gata, le protejăm, așa cum știm de multă vreme. În urma controlului efectuat, inspectorii nu au descoperit abateri de la normele de igienă impuse de legislație. Acestea trebuie respectate cu strictețe de comercianți, astfel încât populația consumatoare să nu se îmbolnăvească. Comercianții care nu respectă regulile se pot alege cu amenzi usturătoare. Pe lângă acestea, ei riscă și închiderea activității.